Am prezentat președintelui României, Klaus Iohannis, mandatul delegației, decizia biroului executiv. Așteptăm decizia președintelui și, așa cum am hotărât astăzi, Partidul Național Liberal va susține decizia președintelui. Avem încredere în președintele României. Între președintele României și Partidul Național Liberal există un parteneriat pentru România și avem convingerea că președintele României va lua decizia corectă pe care noi o vom susține. Avem convingerea că președintele României va lua cea mai bună decizie pentru România. Cu siguranță că vom acționa în litera și spiritul Constituției și cu siguranță că vom încerca să strângem o majoritate. Se va ajunge la alegeri anticipate în condițiile în care vor fi îndeplinite reglementările din Constituția României privitoare la anticipat. Atâta timp cât președintele mi-a dat un mandat, am considerat că trebuie să-i înapoiez mandatul pe care mi l-a dat în conformitate cu prevederile constituționale și, în mod evident, cel care comunică într-o astfel de situație este președintele, care este cel care mi-a încredințat mandatul. De ce, să spun, am sistat procedura? Pentru că în termenul regulamentar de 15 zile, datorită chiulului PSD-știlor de la lucru, nu s-a putut întruni cvorumul astfel încât să aibă loc investitura în plenul Camerelor Reunite. Ca atare, în materie de desemnare a candidatului la funcția de premier, sigur că da, președintele României este cel care ia decizia.